Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că a dispus demararea acțiunilor specifice perioadei premergătoare sărbătorilor pascale, identificarea controalelor oficiale și a măsurilor care trebuie aplicate pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare. Printr-un comunicat emis la începutul acestei săptămâni, ANSVSA a anunțat că a reluat acțiunile specifice perioade premergătoare Paștelui, ceea ce înseamnă intensificarea controalelor oficiale și a măsurilor care trebuie aplicate pentru prevenirea toxinfecțiilor alimentare. În perioada 14 aprilie-3 mai 2016 va fi asigurată permanența, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, va fi afișat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare. Controalele urmăresc respectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate târgurile de animale, piețele agroalimentare, unitățile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare și unitățile de alimentație publică. În toate piețele agroalimentare și în alte locuri special amenajate în care vor fi valorificate carnea și celelalte produse de origine animală, se va asigura personal de specialitate. Pentru asigurarea protecției consumatorilor, inspectorii sanitari veterinari vor colabora cu reprezentanții altor instituții competente de la nivelul județean sau local și pot organiza acțiuni comune de control în unitățile care produc, procesează, depozitează și comercializează produse de origine animală în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare și în baza protocoalelor de colaborare încheiate de ANSVSA cu alte autorități abilitate. Potrivit ANSVSA, în cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că în târgurile de animale, în piețele agroalimentare, în unitățile de procesare sau în unitățile de desfacere, nu sunt respectate condițiile sanitare veterinare de funcționare, DSVSA județene vor aplica măsura suspendării activității până la remedierea tuturor deficiențelor și vor aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare.